Vești neplăcute pentru cei care au credite. Leul se va deprecia în următoarele 12 luni, iar dobânzile își vor continua creșterea, cred analiștii financiari. Ei se așteaptă ca peste 6 luni cursul monedei euro să urce la aproape 4,69 de bani, iar în noiembrie 2018 să depășească 4,73 de bani. Pentru că și inflația va depăși 3%, analiștii prevăd și o creștere a dobânzii robor la 3 luni folosite de majoritatea băncilor. Ea poate ajunge la 3,25% pe an, de la 2,1% cât este acum. Prețul energiei pentru consumatorii care sunt alimentați în regim de serviciu universal va crește de la 1 ianuarie, energia în perioada de vârf de consum între orele 18 și 22, urmând să fie mai scumpă cu 13%. Licitațiile pentru trimestrul 1 din anul 2018 de pe piața centralizată pentru serviciul universal s-au finalizat marți. Astfel, pentru energia livrată în bandă între orele 1 și 24, prețul va fi de 245 de lei pe megawatt, cu 6,5% mai mare decât în trimestrul 4 din acest an. Prețul pentru intervalul orar 8-24 va fi de 272 de lei pe megawatt, cu 7% mai mare, iar pentru vârf de consum, adică între orele 18 și 22, prețul va fi de 302 lei pe megawatt. Banca Națională a anunțat că va începe schimbarea bancnotelor și monedelor românești în conformitate cu prevederile legii numărul 146/2016 pentru modificarea legii numărul 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Banca Națională a României va lansa în circulație bancnote și monede cu noua stema țării. Bancnotele cu noua stemă vor avea înscrisă pe avers data de 1 ianuarie 2018. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor și monedelor cu noua stemă, caracteristicile acestora, precum și elementele de siguranță ale acestora, vor fi aceleași cu cele ale bancnotelor și monedelor aflate în circulație. România a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programării 2014-2020, reprezentând 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin fondul de coeziune, respectiv 469 de milioane de euro, urmată de Fondul European de Dezvoltare Regională. Țările care au cheltuit mai puțin decât România din fondurile structurale și de investiții sunt Austria și Irlanda, cu câte 1%. Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, a declarat săptămâna trecută că România va termina anul cu o absorpție de 5% a banilor europeni, reprezentând 1,23 miliarde de euro. Comisia Europeană a prezentat un raport privind progresele înregistrate în sensul asigurării unei reciprocități depline în materie de vize cu Canada și Statele Unite, în care analizează evoluțiile din ultimele 7 luni. Documentul arată că recent s-a realizat reciprocitatea deplină în materie de vize cu Canada, după ce aceasta a eliminat obligativitatea vizei pentru cetățenii români și bulgari, începând cu 1 decembrie 2017. Același rezultat a fost obținut deja cu țări precum Australia și Japonia. În privința SUA, în ultimele 7 luni s-au intensificat contactele la nivel politic și tehnic cu Washingtonul. Comisia Europeană coordonează un proces orientat spre rezultate în vederea includerii a 5 state membre ale UE, Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România, în programul de scutire de vize al Statelor Unite.